Bună ziua, Maria! Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Mă Bună bucur că ziua! suntem aici împreună. Bună ziua! Și noi ne bucurăm să te avem astăzi. Spune-ne de ce ai solicitat această sesiune, Maria. Aș vrea să știu dacă există unele probleme ezoterice în următoarele situații și evenimente din viața mea. În primul rând, am fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă, pericardită, dislipidemie. Mă doare frecvent capul, mai deasupra urechii drepte, și durerea s-a accentuat puțin din momentul când eu m-am gândit să solicit o sesiune de hipnoză. Recent mi-au fost descoperite probleme la glanda tiroidă, hipertiroidism și tiroidită Hashimoto. Mă dor spatele de aproximativ 4 ani. Durerea a început în mijlocul spatelor, în partea stângă. În ultimul timp s-a localizat în mijloc. Începe brusc, dispare brusc și nu m-a ajutat nimic, niciun fel de tip de masaj. Anul trecut mi-a apărut în corp un tremur, o vibrație, mai bine spus, care se manifestă mai ales dimineața, deci mă trezește din somn. La fel apare brusc și dispare la fel. Poate să dureze 2-3 minute, dar poate să dureze și 3-4 ore. Nu doare, dar e foarte, foarte deranjantă. Apare în partea stângă, pe mijloc, spate, dar în ultimul timp coboară și până în picioare. Deci este asemănătoare cu vibrația unei corzi de contrabas, ca să zic așa. În copilărie visam foarte mult că zbor în jurul casei și alături de mine zbura o floare a soarelui. Exact o floare a soarelui de lumină. Aș vrea să știu cine era această floare a soarelui. Apoi, în adolescență am cunoscut un băiat. Mama lui vedea o posibilă căsătorie între noi și mi-a făcut cadou un inel. Purtându-l, am început să visez bivol, care îmi cereau inelul. Visam că mă ascundeam în podul casei, iar ei se urcau pe scară, cerându-mi-l. Dimineața, de câteva ori, m-am sculat cu vânătăi sub genunchi, deci la încheietura piciorului. Inelul mi l-a luat un verișor, care nu s-a mai căsătorit. Nu s-a căsătorit niciodată. Aș vrea să știu dacă inelul avea ceva legătură cu magia neagră și dacă a avut o influență asupra vieții mele. De asemenea, am avut un vis care se repeta înainte de moartea soțului. Mă visam într-o casă foarte mare, aceeași casă, neterminată, iar eu eram îmbrăcată mireasă. După decesul lui, visul a dispărut, deci nu, n-am mai visat. Este frică de mașini, deci să mă duc cu mașina. Apoi, soțul meu a murit la vârsta de 40 de ani, în luna decembrie, în ajunul Crăciunului. Fiul meu cel mic, la fel, la 40 de ani și în apropierea Crăciunului. Aș vrea să știu dacă a fost între ei, ce a fost între ei, cine au fost, de ce au trebuit să plece atât de vreme și dacă acum sunt bine sau au nevoie de vreun ajutor. Fiica mea și cu nepoata mea, cu fiica ei, visează foarte, foarte des. Aș dori de asemenea să știu dacă trebuie să îmi continui, a trebuit să îmi continui viața singură
de unde am venit și care a fost misiunea mea pe pământ. Și în sfârșit aș dori să invit în sesiune pe fiicele fiului meu, cele trei fiice, pe fiica mea, Monica, și pe fiul meu, Cristian, și părinții, dacă se poate. Cam asta. Bine, poți dezactiva microfonul acum și apoi Exact. poți Da. scoate căștile. Bine, Andreea, am să număr de la 5 la 1 în ordine descrescătoare, în timp ce tu te relaxezi. Doi. Acum am să număr de la 1 la 3, în timp ce tu te conectezi mental, telepatic, cu Maria, care este aici cu noi pe Skype. 1, 2, 3. E singură pe un deal, stă așa în... Stă și are un coș din care... Înainte era un coș plin cu pâini, cum mai a rămas o pâine și se întreabă cum o să o împartă la atâta lume sau dacă e mai înțelept să o păstreze pentru ea. Identifică, citește informația genetică, spunem dacă e vorba despre ea. Da, este. Cum o vezi, energetic? Ca într-o oglindă foarte veche. Și atunci nu văd tot din ea. Bun. Sunt bucăți pe care sunt mai întunecate, porțiuni care sunt mai întunecate. În rest, luminos.
cum se simte? Confuză și destul de singură. Întreabă dacă zic. Indecisă. Întreabă dacă știe de ce suntem astăzi aici. Să ajutăm să-și recupereze niște informații ca să poată să ia decizia. Corectă. Acum stagnează pentru că nu vrea să facă, să-și facă rău sau să facă rău altora prin decizii pe care urmează să o ia și atunci preferă să stea pe loc. Știe ce decizie urmează să ia? Sau ce opțiune are? Dacă să împartă din pâinea aceea... Sau să o țină pentru ea. Da, da. Bun. De când este în această stare de indecizie? Mi-arată două vieți. Cere-i permisiunea să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune? Da, o avem. Și spune-i să ne ducă în acea viață în care a început totul? Merge în Spania, în Madrid, în 1961. E un bărbat, ea acolo. Ce vezi în acea scenă? E brutal. Văd cum face pâine. Da, cum modelează pâine, cum se facă cu coca. Vezi asta în plan fizic sau este o metaforă pentru... Nu, e și fizic. Bun. Ce se întâmplă în această viață? Ea se ascunde în spatele acestei meserii. Se ascunde în spatele meseriei. E ca o... În brutăria lui intră oamenii care fac un negoț mai special, mai... Și asta e doar o mască, așa, o fațetă, ca să nu se știe ce se face acolo. Ca o contrabandă, sau cum se numește. Cu ce? Prafuri și niște, știu că sunt droguri sau ceva, niște prafuri speciale care pot fi folosite și medicinal, dar pot și omorâ oamenii dacă sunt luate, administrate în anumite doze. Pe el cum îl cheamă în această viață? Orlando. Bun, ce informații îți mai vin, Andreea? Că el cunoaște ce se întâmplă, că e ca un centru, ca un oferă spațiu. Știi, de întâlnire, de exemplu, are camera în care coace pâinile și așa, dar mai are una separată în care prin spate, o ușă prin spate pe unde intră și se întâlnesc. Eu ca o cameră de întâlnire, diferiți
bărbați care își fac schimb de marfă. Bun. De ce ne-a dus Maria la această viață? Se simte vinovată. Care că, că îi lăsa să facă asta în casa ei. Că ea era ca un complice. Bun. Își lua mulți bani, dar și informații. Avea acces și la niște informații. Ce avantaje avea din aceste informații? Posibilitatea să își salte familia din punct de vedere financiar și social. La un moment dat avea speranța să să plece din Madrid, să-și deschidă o nouă afacere, ca un fel de fermă sau ceva, ceva mai într-un mediu rural, dar, să zic, destul de tehnologizat, multă tehnologie din asta. Și atunci îi trebuia să zic, și bani și uși deschise spre oameni care să-l ajute în afacere. Bun. Ce familie avea în acea viață? Două fete și un băiat. Spunem dacă dintre ei este cineva prezent în viața ei astăzi? Fica și fiu a rămas și în viață. Ca și familia are două fete, un băiat, are și o soție? Da, da. Este prezentă în viața Mariei astăzi? A fost soț. Bun. Cum se desfășoară acea viață? Ce se întâmplă în continuare? Îi moare băiatul. Primul. Se îmbolnăvește. De inimă. Și el se simte vinovat că băiatul moare tânăr și se simte fără o cauză anume, fără, cred că așa brusc, are un atac de cord și își ia, nu cum să zic, se gândește, face legătura că din cauza lui. De ce? A gândurilor lui și a faptului că vroia mult avere, vroia mulți bani, vroia puterea asta. Bun, ce se întâmplă în continuare? Și prin faptul că și nu îl neglijase. Familia începe să se distrame din anul ăla, din anul morții cu băiatului. Încep să se certe între ei, să nu se mai înțeleagă. Până atunci erau
El era destul de autoritar și îl urmau tot ce el lua decizii pentru toată familia. Dar după aceea, încet, încet, încep tot să se îndepărteze de el. Și ziceam, rămas cu... Am ajuns să am pământuri, să am acea afacere, dar am rămas singur. A trebuit să-mi cumpăr în loc să muncim împreună, a trebuit să plătesc oameni să mă ajute să duc această afacere mai departe. Ei mi-au refuzat orice merit, orice, m-au îndepărtat din orice punct de vedere. Și moare singur. La ce vârstă? 78. Bun. Care este legătura între această viață și acea scenă cu care a debutat sesiunea, acea metaforă în care are o singură pâine în coș și se întreabă dacă Maria se întreabă dacă s-o păstreze pentru ea sau s-o împartă? Pentru că ea din darurile vieții, din ce crea ea prin esența ei, a dat în stânga și în dreapta, dar oamenilor nepotriviți, oamenilor care nu... A dat oricui mai puțin familiei și mai puțin lui însuși. A mai rămas cu una singură, dar e, cum să zic, ca ultima lui șansă sau ca ultima resursă. De aceea și ține de acea resursă, de acea pâine. Bine, să ne întoarcem în prezent, în 2018. Privește-i corpul energetic și spune-mi dacă vezi ceva ce nu-i aparține. În primul rând este o entitate pe care pe ea o strânge de gât, iar mie încearcă să-mi pună mâna palma pe ochi să nu mai văd. Țin-o la distanță, crește vibrația și spune-i Mariei să țină această entitate la distanță, să-i ordone să se prezinte în fața ei, nu lângă ea. Da. Cum vezi scena acum? S-a îndepărtat cam la 2 metri. Ce? E un uman dezincarnat. Care este? Care încearcă să urle, să țipe la noi. Cum îl cheamă? Sau cine este? Anorex. Anorex. Cine este? Băiatul ăla de atunci. Și băiatul de acum. Urlă de durere, de furie. Imediat, Andreea. Fiul care a murit în acea viață este fiul cu
care a De murit în acum. acea via în viața Da. aceasta. Ok. Bun. Întreabă-l care este motivul pentru care era cu încerca să o strângă pe Maria de gât. Zice că nu merită să mai trăiască. De ce? Pentru că ea l-a omorât pe el și el vrea să o omoare pe ea. Și nu poate, nu are dreptul de a măcar să-i facă restul vieții. Grea. Bun. Ce vrea să spună prin ea l-a omorât pe el? Că acel bărbat a adus forțele malefice în familie și că el a fost primul vizat și că el a trebuit să preia toate aceste energii și decizii ca să nu le împrăștie și la restul familiei, că și-a asumat. Dar n-a știut la ce se înhamă. Și-a asumat. A fost forțat? L-a forțat tatălui din acea viață? Maria din... Nu, nu, tatăl. Nu. Deci, interferențele m-au forțat. Bun. Interferențele l-au forțat, dar care este motivul pentru care el a permis acelor interferențe să-l Pentru forțeze? că el nu este slab și pentru că el ține la familie. Bun. Ține, a ținut la familie. Bun. Deci este ceva ce el și-a asumat. Care este motivul pentru care acum încearcă să se răzbune pe Maria? Pentru că a rămas așa prins și nu se poate reîncarna. Și are ură și... Pentru noi ar fi neasumare de responsabilitate, dar el în mediul în care a rămas simte doar furia asta și durerea și incapacitatea de a ieși de acolo. Bun. Care este motivul pentru care el a ales-o pe Maria ca mamă în viața curentă? Pentru că s-a reîncarnat totuși în această viață, a trăit 40 de ani. Zice că a vrut să o pedepsească. Să-i arate încă o dată că ea e vinovată. Să-i inducă sentimentul ăsta de vinovăție. Și zice, n-aș fi putut să mă încarnez pe altă legătură, pe altă mamă, pentru că aceasta a rămas, această legătură a rămas nerezolvată și o să o mai ducem câteva vieți dacă nu o rezolvăm, până o rezolvăm. Bun. El știe care este motivul pentru care tatăl lui, în ultima viață pe Terra, a murit tot la 40 de ani? Nu, nu știu. Deci, că... Dar că oricum crede că are legătură cu acea viață și cu
acea îndepărtare și Bine, întreabă printre ei. pe Maria dacă vrea să îl invite pe soțul ei. Da, vreau. Bun. Cum se prezintă Andreea? Corpul eteric îl văd când de la jumătate în sus, când de la jumătate în jos, pe bucăți, niciodată întreg. Îți vine informația și de ce? A fost despărțit în două de interferențe. Bun. Spune-i Mariei să-l identifice. Zice că da, el este. Bine. Privește acum corpul energetic al Mariei și spune-mi dacă vezi ceva ce nu-i aparține. Văd de la fiu și de la... Am văzut inima fiecăruia o legătură între un cordon energetic între inimile lor. O parte vine de la fiu, o parte vine de la soț. Vine așa spre inima ei un fir. A rămas prinsă de ei prin inimă. Bun. Legătura asta e la nivel de inimă. Să-ți mai atrage atenția. Un implant în creier între emisfere care duce spre glanda pineală, apoi în coloană. Așa ca un șurub între emisfere și apoi pleacă. E atașat un dispozitiv de asta de prindere de la șurubul ăla cu fire care se duc în glanda pineală și din aia în jos pe coloană. Bun. La tu 3, toracic 3. Are, nu știu, ca o fisură, ca o ruptură. O vezi în corpul fizic sau energetic? Și. Când a fost realizată această fisură? În viața aia în care făcea negoțul și permitea negoțul. Care este legată de bani. De... Care este motivul pentru care durerea s-a accentuat odată cu decesul fiului? Pentru că el energetic s-a... a rămas în câmpul ei, în modul aspinării, în, cumva a rămas în spatele ei și acolo așa le resimte ea. Bun. Care este motivul pentru care durerea dispare atunci când stă așezată sau culcată? Doar dacă vine informat. În felul ăsta el o blochează pe ea din a acționa, din a se mișca, din a fi în mișcare. O imobilizare energetică, eterică. Okay. Și o simte în plan fizic.
Bun. Ce să mai atrage atenția, Andreea? Are energetic, are mâinile încătușate. De când este în această situație? Din viața curentă sau din acea vreme? Nu, tot din viața aia. Bun. Și acest om m-a dezincarnat are cheia. Nu Să vezi vedem niciun să... implant, da? Nu, Vezi nu. doar energetic. Ea i-a avut pe cei trei au avut cei trei copii și după aia au fost cumva întrerupte, dar nu imediat. La câțiva ani au fost întreruptă funcția de reproducere. Și în viețile următoare ea nu ar putea să aibă copii. Dar Decât în anumite condiții. viața asta a reușit totuși să aibă 3 copii. Eu vorbesc după ce a avut pe cei trei din Ah, viața ok, asta, din i-a viața. fost, nu știu, activat ca un pus un dispozitiv și activat Vezi un să. implant acolo? Da. Bun. Cum ai o consolă din aia de joci, așa arată ca formă de joci, jocuri de astea. Și în viața următoare n-ar fi putut avea deloc. Da, deloc. Bun. Iar aici în gât are un tub cu orificiu așa, în care sunt controlate mai multe funcții sau nu știu cum să zic, și asta cardiac, așa, și de respirație, și în plan ezoteric sau simbolic, capacitatea de a primi, capacitatea de a se apăra, se simte umilită. De acolo și problemele cu tiroida, se simte că nu s-a ținut cont de că nu a fost lăsată să se apere, că nu s zice, nu m-au lăsat să prezint întreaga mea idee sau întreaga imagine și m-au judecat. Se referă în special la acea viață, La dar are, familie. da, la familie, dar a resimțit și în viața asta. S-a De simțit multe ori. judecată. Bun. Nu mai văd altceva. Asta la coloana e cea mai pregnantă. Care este funcția acestui implant care pleacă dintre cele două emisfere, trece prin glanda pineală și coboară pe coloană? Practic, acolo unde coboară pe coloană, o vezi fire sau vezi altceva? Fire, fire. Fire. Care este rolul acestui implant? De control mentalului și al abilității de a se mișca prin viață, de a simți viața, de a acționa. Este imobilizată din acest punct de vedere. Libertatea de mișcare, de acționare, de decizie. Acest implant a fost instalat încă de acum 2 vieți. Bine. Maria a văzut odată cu tine toate aceste implante? Da. Le-a văzut și fizic,
fiul ei, fostul fiu, acel uman dezincarnat? Păi el le știa, da. El le știa. El are implante, Andreea? Are unul în creier, asemănător cu al mamei. Și pe fiul ăla care îi leagă. Dar lui îl știa? Da. Soțul Mariei? Da, le vede și el. Are și el implante? Da, la fel. În creier și în ceva așa, inimă. Spune-i Mariei să ordone posesorilor acelor implante să se prezinte în fața ei în acest moment. Au ieșit, au apărut așa, parcă s-ar fi teleportat, dacă nu i-am văzut venind de undeva să ieșim din ei sau din ea, câte un reptilian la fiecare. Soția, fiu. Sunt diferiți, mă rog, sau este același reptilian, Andreea? Sunt tripleți, sunt diferiți. Adică sunt trei, dar seamănă. Bun, ce formă au? Niște reptilieni umanizați așa. Sunt hibrizi? Ce ADN vezi? 60 reptilieni, 40... uman. Nu sunt uman, nu ești. Okay. Reptilien. Mai, nu știu cum să-i zic. Bine. Pe cel care a ieșit, pe cel care era conectat cu Maria, cum îl cheamă? Ană. Semnifică ceva numele ăsta? Nu am din informație. Bine. Întreabă-l ce vrea el de la Maria. Câmpul ei și ADN-ul ei. Ce poate să ia din ADN-ul ei? Ce poate să extragă dintr-o spirală? Dintr-o spirală. Ce a reușit până acum să extragă? Cromozom, zice el. Pe care să-i... lipească la ADN-ul lui. Și în felul ăsta să rămână... să-și păstreze procentul de uman. La fel fac și ceilalți doi. Bun. Deci din cromozom, de la nivelul ADN-ului, ai extras câteva secvențe, probabil. Da, ce a reușit, că nu poate să ia cu totul. Care este motivul pentru care are nevoie de acest procent de ADN uman? Așa au descoperit ei că pot rămâne în planul ăsta. Pentru a rămâne aici, pe Terra, în 3D, au nevoie de ADN uman? Da.
Se poate și altfel, se pot și camufla, se pot lua carcasă. Pot lua formă fizică, se pot Dar materializa atunci când se nu materializează. susțin atât de puternic și de Cât de mult pot rămâne materializați, ca și timp pe Terra? câteva ore. Ești bine, Andreea? Mă doare în cap, așa e o... A trecut, e ca un... Știi, pentru câteva secunde când... Bun. A trecut. Spunem dacă detectezi energii de joasă frecvență care pot să-ți afecteze câmpul. Păi o pe ea și o fiind conectată cu ea, resimt. Bun, protejează-te. Da, vreau câteva ore, Câteva 3-4 ore. ore, 3-4 ore. De ce au ales-o pe ea? De ce au ales ADN-ul ei? Nu este un ADN special sau doar pentru că au găsit canal pe care să se Conecteze. Care este conecteze cu. canalul pe care i s-au Locomie de atunci, din viața aia. Dorința de a de avuție de lucruri materiale de. Bun. Și au permis, i-au dat asta Da. ca să poată să o țină, nu? Ca ea să simte niște avantaje în prima perioadă. La început, în acea viață, Da. și în viața asta nu le-a mai avut. Maria este conștientă de acest lucru? Da, este. Pentru că sunt niște avantaje pe care le ai inițial. Da, și apoi rămâi prins în, a Ok. rămas prins în Bun. contract. Mai sunt și alte canale care permit această interferență? Rușine Rușine. față de propriile alegeri și imposibilitatea de a ți le asuma și a încerca să, prin asumarea responsabilității, poți să repari acele alegeri, să le schimbi, să... Asumarea responsabilității. Întreabă acel uman dezincarnat, care au fost canalele de interferență în cazul lui? Tot asumare de neasumare, adică Neasumarea. responsabil, pentru că i-a fost mai ușor să dea vina pe Pe tatălui din acea tatăl din viață, acea viață, Maria. da, decât să accepte că totuși el a făcut o alegere, el a semnat și el un contract, nu l-a forțat tatăl, nu l-a forțat nimeni. Și e mai ușor să dai vina pe. Bun. Conștientizează acum acest lucru? Da. Bun. Ok. De unde vin acești reptiloizi? Cine este șeful lor? Îi zic că îl găsiți pe pământ, e printre voi. E un politician din Spania, zilelor voastre. Bine, spune-i Mariei să-i ordone să se prezinte în fața ei acum.
Da, a venit așa, sub formă de... ca un om îmbrăcat la... ca un bărbat îmbrăcat la costum. Costum și cravată, da. Da. Bun. Să ne dea un nume. Javier. Javier se scrie. Bun. Care este motivul pentru care interferează cu Maria și cu cei doi? Fostul soț, fostul fiu? Să ne explice de la, din punctul lui de vedere, care este. Îmi arată multe hârtii, multe contracte semnate de Maria ca bărbat în acea Câte hârtii sunt? viață. Câte contracte a semnat? 10. 10 contracte, toate în acea viață sau începând de atunci a întărit acel A contract? semnat 5 atunci și 5 când a trecut în viața asta. Bun, o grămadă. Pentru că, cum să zic, ea semnează și cu reptilienii ăștia și cu el, sunt contracte diferite. El doar, ăsta e doar șeful. Bun, întreabă pe Maria cam ce e în contractele alea. Așa, în mare. În fiecare contract își dă puterea unei anumite entități plus pe anumite paliere asupra minții, asupra intuiției, asupra legăturilor de familie, adică fiecare contract are câte ceva diferit. Nu e unul singur cu mai multe clauze. Bun. Și dacă. Așa a vrut acest, cum îl cheamă, Javier, Javier. deja Javier, da. Așa a vrut el. Și Maria ce vrea acum? Aș, da, așa, cum așa lucrează el, Bun. cu contracte diferite și clare. Ok. Câte entități sunt implicate în aceste 10 contracte? 5. 15. Da. Sunt niște contracte ale ei, dar implică alți și membri ai familiei, ce sunt cumva contracte comune. Bun. Semnate de ea, ea are, e ca un om puternicit și pentru alții. De aceea și, o să zic eu, încrâncenarea acelui băiat roman dezincarnat, că e vina ei, e vina ei. Pentru că ea era împuternicită, era ca... răspundea de ei. Bun, ea a creat terenul, dar într-un final fiecare a A acceptat acceptat, da. interferența, iar el o vedea Ca... responsabilă doar pe ea. Da. Sunt 15 entități implicate cu totul. Spune-i Mariei să ordone tuturor în acest moment să se prezinte în fața ei, în afară de cei trei reptilieni și. Umanoidul ăsta este. Ăsta e umanoid. E un umanoid. E 100%. Da, are și un 10% reptilian. Nu are nimic uman ca și procent. Nimic. Deci 90 umanoid cu 10 reptilian. Deci tu nu vezi în acest moment 15 entități care s-au prezentat? Da, vin și ceilalți 11. Și ceilalți cum Sunt... apar, Andreea? văd doi umani, încă doi umani dezincarnați și restul sunt
tot niște hibrizi de ăștia, uman, reptilian. Bun. De curiozitate, acest umanoid, cu câte persoane interferează pe Terra? $12,5 milioane. Și ce au caracteristic aceste persoane, ce vrea de la ele prin interferența? I-a interferat, toți erau, aveau această dorință de a face negoț, de a face afaceri, de a face avere, de a acumula. Și în prezent, dar și în vieți trecute, adică s-a pornit de la asta. În prezent, unii încearcă să se îndepărteze sau au încercat să se îndepărteze de această latură. Bun. Și ce li se oferă? Li se oferă... Li se oferă doar la început. La începutul contractului li se oferă posibilități financiare. Parte, da, 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 și deschideri și așa, dar după aia în timp sunt ca amânări. Da, 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 îți dăm mai încolo, dar n-ai făcut aia, adică li se cere socoteală, să zic, într-un fel. Iar și... cei interferați ce dau la schimb? În afară de ADN? Dau și energie și emoții. Pentru că aceste entități trebuie să se hrănească și nu doar cu... Adică energie trebuie să se hrănească. Bine. Cum vezi ADN-ul Mariei în acest moment? Zice umanoid, 15 reptilian, restul uman. Bun. Întreabă pe Maria dacă ea vrea să rămână conectată cu aceste entități și vrea să păstreze acele 10 contracte. Nu. Nu vreau să rupă aceste contracte. Le-a adunat pe toate într-un tank, le-a rupt și le dă foc. Și spune că le spune, de fapt îi spune lui Javier că indiferent ce mi-ai dat, ia-ți înapoi. Și uite, îți pun aici coșul cu pâini, dă-mi înapoi ce al meu. Dă-mi înapoi munca mea. De fapt, îi dă înapoi ADN, îi dă coca din care făcea acea pâine, era esența ei pe care eu cedase, eu împărțise. Cum spuneam mai devreme, că împărțise și cui nu trebuia. Pâine? Da, da, da. Da, și mai nu știe avea... dacă s-o țină pentru ea sau să o împartă și pe aceea? Da, și acum își dă seama că se împărțea pe ea, împărțea esența ei și își dădea, da. Și a decis să-și recupereze toate pâinile. Da, da, da. Bun. Și se... El este forța să-i dea înapoi. Bun, ce se întâmplă în momentul în care i-a luat această decizie? A rupt contractele? Mm.
Adenui se transformă, redevine uman. Legăturile dintre ea și fiul și soț se rup între inimă. Legăturile acelea artificiale, nu? Da. Așa, și ea zice, eu partea mea am făcut-o, conștientizarea mea și am ruperea de contracte cu ei toți și de legături cu ei toți am făcut-o. Bun. Mai sunt implante în corpul ei în acest moment? Sau au fost deja scoase? Nu, a fost deja, nu mai e nimic. Bun. Cum apare acel uman dezincarnat? Mai apar implante în corpul lui? A făcut așa ca o transformare pe jumătate și mai apare implantul spre reptilianul lui, să zic. El încă nu a... Dar e dispus, e dornic să facă asta. Bun. Întreabă-l dacă el dorește să rămână conectat cu acea entitate sau dorește să facă același proces pe care l-a făcut mama lui. Da, își scoate așa energetic implantul din creier și îl dă reptilianul de ăla. Și îl împinge așa spre Javier, pe reptilian. Zice, ia-ți-l înapoi, ia-ți sclavul, ia-ți angajatul înapoi. Bun. Cum apare corpul lui acum? Ca un om, cel mai oprește pe el din a se sălta, din, încă mai stă aici, mai are, și când zic, amprente de ale lui pe pământ, pe în câmp. Ok. Întreabă-l, dacă mai are această dorință de a se răzbuna sau de a-i face rău mamei din această viață, dacă a înțeles ce s-a întâmplat la momentul interferenței. Bun, are un mesaj, spune Andreea. Doar pe el se învinovățește acum. Bun. Ce alte energii de joasă frecvență are în corpul lui energetic? Nu știu cum să zic asta. Nu vrea să revină pe pământ. Nu vrea să mai revină în aceleași condiții. Bun. Cam așa se... ce simt eu la el, ce văd. Bun. Vrea să scoate energiile de joasă frecvență din corpul lui? Da, nu. Să facă acest lucru? Știe să deschidă un portal? Știe. Bine. Există și amintiri în corpul mental pe care ar dori să le accepte, transforme, elimine? Da, scoate din toate viețile pe care și le amintește acum și în care... de care nu este mulțumit de el.
Și se desparte și el energetic de mamă și de tată. Zice, nu vreau să mai rămân prins de nimeni pe aici, pe pământ, de pe Terra. Bun. Știu, mai are așa, nu poate să facă acum, are un proces mai amplu de făcut separat el. Bun. Se mai simte vinovat în acest moment? Care e motivul pentru care se simțea înainte vinovat? Că nu făcuse alegerile bune, nu și știi, și că acceptase interferența, acceptase influența El a învățat exterioară. ceva din acest proces? Da, să zice să nu acționez după aparențe. Să nu acționez din impulsivitate, din impuls, ci din cântărire a ceea ce mi se oferă de la alte suflete, de la alte forme de viață. Ca zice că înțeleg că trebuie să cântăresc orice dar. Bun. Da. Bine, are vreun mesaj pentru mama lui? Zice, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dăruit, pentru lecțiile dăruite. Și îți doresc să-ți păstrezi lumina interioară, să o conștientizezi pe deplin și să o manifesti în lume. Și față de tată îi urează succes pentru că tatăl dorește să-și continue parcursul ca om, să mai experimenteze ca om și urează succes. Bine. Unde vrei să meargă acum? Deschide-i, Andreea, un portal. Spune. Păi nu, că își deschide el singur, zice că e într-un loc de meditație, de contemplare, de ca o pauză. Ca o pauză. Bun. Ca să meargă acolo, știe că trebuie să iasă din tot ce este organic și anorganic pe Terra. Da, știu. De unde iese? Erau doar legături despre părinți și ca spațiu, așa, doar casa în care au locui părinții. Locuiește mamă încă. Așa, din pereți, Bun, din energia casei, da. ai ieșit de peste tot? Bun. Să-și ia la revedere. S-a mai uitat spre, am mai văzut cum s-a uitat în zare așa într-o parte spre un copac și a scos copacul cu totul din rădăcini și s-a saltat cu el. Ce semnificație avea acest copac? Era copacului, copacul vieții. Și l-a dezrădăcinat de pe pământ pentru că nu mai alege să mai, a luat decizia să se desprindă de acest plan. Și atunci nu mai are nevoie de el pe pământ. Bun. Să-mi spui când a închis portalul? Da, gata. Bine. Cum se simte Maria acum?
Zice, fără cuvinte, fără uimită, mulțumită, eliberată și uimită în același timp. Bun. Unde sunt acele entități cu care i-a rupt contractele? Le mai vezi undeva, Andreea? Sunt așa, ca într-o sferă, mai sunt aici, în dreptul nostru. Uh-huh. Ca într-un portal la un loc. Bun. Dar acel... știi, când le tai legăturile, când tai legăturile de la tine, la ei nu mai poate să susțină sau să stea pe... în acest plan. Da, dar doar Javier ăla îl văd că își are casa lui energetică pe pământ. Bun. Celelalte entități au intrat singure în acel portal? Nu, și l-a deschis Javier pentru ele. Bun. Că altfel s-ar fi, nu știu, răspândit sau ar fi dispărut din plan. Uh-huh. Bine, să se închidă acel portal. S-a absorbit, a dispărut portalul cu tocul ei. Și nici Javier nu mai e aici în scenă. Bun. Cum îl vezi pe soțul Mariei, pe cel care a fost soț? Complet transformat și liber. Mai are și alte interferențe? Nu. Bine, unde merge el? Trece printr-o perioadă de evaluare. El și cu eul lui, sper, cu aspectele lui. Care este motivul? Pentru a face o alegere corectă, pentru a vedea ce a învățat, nu doar din viața asta, ci așa, știi, e ca un bilanț general, un inventar general, și apoi el are libertatea să-și aleagă care din lecțiile neînvățate sau ce alte lecții are de și pe lângă ce suflete, adică împreună cu ce suflete sau ce alte, ca să poată și el să învețe și de la ei și el pe ei și unde, în ce țară. Bine, are un mesaj pentru Maria? Zice, îi spune că nu e singură să se... spune, uite ce familie, că totuși ai o familie în plan fizic și spiritual, așa, și să te bazezi pe ambele și pe familia de sânge, ca Maria din viața asta, și pe cea spirituală. Pentru că, zice, ne vom mai reîntâlni unii cu alții, cu alte condiții și, de fapt, în alte condiții. Bun. Și să se bucure mai mult de ce are. Dar zice, oricum, asta o să o... conștientizarea asta o să o faci tu. Dar ți-o spun și eu că o văd de aici. Bine. Așa, la revedere, să-și deschidă un portal. Mm-hmm. Gata. Mm-hmm. Treaba acum pe... Maria i-a întrebase înainte de sesiune dacă ritualurile religioase pe care ea le face
îl ajutau pe fiul ei. Nu. L-au mai face dacă... Îl întărâtau mai mult. Nu mai este cazul să facă acum, pentru că el și-a făcut alegerea lui, el s-a desprins de aici. El acum este desprins de aici, dar vreau să știu ce influență aveau aceste ritualuri religioase pe care le făcea. Îl întărâtau, îl deranjau. Bun. Spune-mi cum vezi corpul energetic al Mariei în acest moment? Colorat. Colorat? E așa ca un... cum ai o pânză și începi să pui nuanțe pastelate, să le îmbini și arată corpul ei energetic. Pentru că s-a deschis spre viața acum, spre... ce oferă viața energetic și natura și oamenii și... Care era motivul insuficienței cardiace? Dacă exista un motiv ezoteric pentru această problemă? Avea legătură și cu firele care veneau de la cei doi și cu cel implantul din gât. Și așa... incapacitatea ei de a trăi viața prin bucurie și prin iubire. Bun. O durere de cap... în special pe partea dreaptă, care s-a accentuat de când ea a decis să facă o sesiune? Indecizie, greutatea de a echilibra ce dă și ce primește. De a decide cui ce să dea și teama de a primi. Avea legătură. Nu mă refer doar la, știa, la bani sau așa, a primi orice, nu știu, o idee, un sfat, un ajutor. Avea legătură și cu implantul? Sau în acest caz nu? Nu. Bun. Pe partea asta nu. Bine. Întreabă, ea spune așa, că anul trecut i-a apărut un tremurat, ca o vibrație, care se manifesta mai mult dimineața, o trezea din somn, dar uneori și în timpul zilei. Apărea și dispărea brusc, dura 5-10 minute sau 2-3 ore, și aproape întotdeauna era în zona spatelui, stânga, uneori și în picioare. Ce spune? Îmi arată firele din cum era implantul ăla general de la, din creier până în măduva spinării cu totul. Era cauzat de acel implant? Da, ca un curent... cum ți se dau niște șocuri electrice. Motivul pentru care a apărut doar de un an, deși avea acel implant de mai mult timp? Pentru că în ultimul an tot era de la glanda pineală, care era în legătură cu conștiința ei și o trezire așa. Ea începea să se trezească, să conștientizeze da, și atunci da. Intensificau
controlul? Senzațiile, nu, nu, nu. Bun. Ea spune că în copilărie visa des că zboară în jurul casei și împreună cu ea zbura o floare a soarelui de lumină. Și vrea să știe ce era, ce semnifica. Era Eulii superior. Era legătura dintre ea și eu superior și era o salutare așa spirituală sau o vedere de sus, o vedere dintr-o altă perspectivă și din altă energie. Din energia proprie. Ok. Spune că în adolescență a cunoscut un băiat, că mama celui băiat vedea o posibilă căsătorie între ei și i-a făcut un cadou, un inel. Și că purtându-l a început să viseze bivol care o urmăreau și îi cerau inelul. Visa că se ascundea în podul casei, ei urcau pe scară, iar ea dimineața se trezea vânătă sub genunchi. Tu ce vezi, Andreea? Avea legătură cu interferențele și nu mai vin imagini. Nu-ți vine nimic. Doar informație că avea legătură cu ei care încercau să o... Care era legătura dintre interferențe și acel inel dăruit de mama acelui băiat? Și am să-ți mai spun și că un verișor i-a luat acest inel și nu s-a mai căsătorit. Vreau să știu dacă există vreo legătură între interferențe, acel inel. Nu vezi nimic în sensul ăsta. Să știi că nu-mi vine nimic. Există vreo legătură între acest inel și magii? Da, da, este ceva energetic, dar e o... Aia e ceva separat între ei, adică acel... iubit sau ce era... ce erau ei atunci și au avut o viață comună în care au avut lucruri, nu știu, nerezolvate și s-au reîntâlnit acum. Bun. Vrea să-l cheme în fața ei acum? Pe adolescentul ăla n-are nicio parte sau ce el acum sau pe cine vrei să cheme? Pe el vreau să știu dacă mai există vreo legătură între ei de rezolvat. Mama lui. Vrea să o cheme în acest moment pe mama acelui da. Băiat din adolescența ei? Bun, să o invite? Acea femeie se învârte în jurul Mariei și are o sfoară așa și face o spirală și asta. Nu știu cum să zic așa. Da. Cercuri concentrice. Plecând de la picioarele ei. Nu o leagă sau ceva, dar în jurul picioarelor și apoi așa. Bun. Și ce semnifică asta? Mhm. Inelul era doar o energetică, o legătură. Bun. Întreabă pe acea femeie care este motivul pentru care a făcut acest ritual energetic. Zice că într-o viață mai îndepărtată de-a lor, a Mariei și acestei femei,
Maria a apelat la ea ca vrăjitoare, ca ceva, ca, știi, femeie Da. care opera cu astfel de energii și că tocmai de atunci a rămas. Bun, deci e ceva mai vechi decât această viață. Da, da, da. Maria știe despre... Zice, recunoaște și zice că umple acest cu lumină, acest acest canal, așa, cercuri. Da, 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 deci toată... Vrea să înlăture această, acest ritual, acest... Pe ea, în felul ăsta, o înlătură prin a umple canalul ăsta mare, așa, cercuit și pune așa ca un sigiliu la capătul, dinspre ea. Bun. Ce influență a avut acest ritual în viețile ei? Din momentul în care și-a dat acordul sau a cerut ajutorul acelei vrăjitoare? A avut condiții familiare ciudate, îngreunate. Ori rămânea singură, ori murea ea de tânără, ori murea soțul, ori mureau fiii, mă rog, copiii. Ori avea vieți în care nu reușea să fie, să lege, să aibă o căsnicie, o ceva. Pentru că ea, în acea primă, știu ce a încercat să facă, a încercat să oprească pe cineva din a fi împreună și s-a întors împotriva ei. Bun. Deci... Și acum a anulat și faptul că a umplut cu lumină e ca o... Cum să zic? O revanșă. Știi, să umpli cu... Opusul. Bun. Cum se simte acum Maria? Împăcată și cu acest aspect. Bun. Destul de important și pentru... pe toată linia temporală. De curiozitate, când a fost făcut acest ritual? Când fusese făcut? În jur de anul 400. Bun. Acea femeie mai este prezentă? Da, dar nu pare, cum să zic, deranjată de... Bine. Să-și deschidă un portal? Să iasă din această scenă? A deschis, a ieșit. Maria spune așa că avea un vis repetitiv înainte de moartea soțului. Era mireasă, locuia într-o casă spațioasă, dar neterminată. Iar acest vis nu s-a mai repetat după moartea lui. Păi avea legătură și cu interferențele și cu legăturile lor și cu acest pact. Ce semnifica o casă spațioasă neterminată? Știi, când muncești, muncești la... Zici că muncești pentru tine, pentru familie, dar de fapt munca ar trebui să fie interioară, tu cu tine. Și atunci totul se așează în jurul tău. Nu poți să termini, nu se termină niciodată, să zic, această experimentare a vieții, a esenței tale în diferite moduri. Dar no. Tu crezi, tu ai așa ca un om. Noi avem mental dorința de a vedea destinația, de a ajunge la... Care este motivul pentru care nu a mai visat acest lucru după moartea soțului?
El îi punea cumva pe umeri, dar și cel uman, zic că era și copilul, îi punea, nu știu cum să zic, responsabilitatea asta că ea trebuie să termine ceva, ea trebuie să încheie ceva, ea trebuie să... Și energia asta s-a cam disipat, sau această intenție, aceste gânduri. De a lucra... Pentru alții, da. Bun. Care este motivul pentru care este frică să meargă cu mașina? Nu văd izbindu-se de un perete cu o mașină, o moarte violentă în care e așa ales-o, adică a fost o sinucidere și a rămas cu și cu vinovăție că și-a lăsat niște copii în urmă și un soț iubitor, zice ea. A fost frica ei de... Deci, zicea, aveam o viață frumoasă și totuși mi-a fost frică să o... Am vrut, în loc să aștept să-mi fie curmată, să o curm eu. Am vrut să am acest control. Control din frică. Bun. Este pregătită să rezolve această problemă acum? Da, transformă această frică și această vinovăție în acceptare a ei ca ființă. Acceptare. Bun. Privește-o în viitor, Andreea, peste 6 luni sau un an și spune-mi dacă să aleagă un moment în care este nevoită să meargă cu o mașină. Da, în momentul în care se urcă în mașină, zice eu mă încarc cu lumină și sunt protejată. Bine. Deci nu-i va mai fi frică. Nu. Pentru că va face acest, cum să-l numesc, această practică de a se centra în ea și a simți după aia cum se această energie protectoare se duce și în câmpul ei, adică din corp în câmpul ei și... Și se simte protejată, se protejează din interior. Bine. Să revenim în prezent. Ea ar vrea să știe dacă există o cauză ezoterică pentru faptul că după moartea soțului a rămas singură. Sunt aproape 30 și ceva de ani. Era de la ritualul ăla, mă rog, ce... Ce-a rezolvat mai devreme. Bun. Deci, pactul ăla. Efectul acelui ritual în mai multe vieți a rămânea singură, de tânără sau... Bun. Da, ori toată viața, ori o bucată mare, depindea de... Bine. Întreabă dacă vrea să invite acum în sesiune pe fica ei, din această viață? Da. Și celălalt fiu? Bun. Pe... Spune, Andrei. Poți? Sau ce? Nu poți? Trei fiice ale fiului care a decedat. Da. Pe mama ei. Adică și următoarea linie, așa că... De fapt, spune-i să invite pe cine vrea ea în acest moment. Și spune câte persoane vin. Opt.
Le împarte cât o pâine. Luați informații, luați... da, informații. Bun. Așa. Este informație, nu sunt părți din ADN-ul ei acum. No, nu, nu, este, nu se împarte esența ei. Bine. Le transmite informațiile despre procesul pe care l-a făcut ea? Da, da. Bine. Ce fac cei prezenți cu aceste informații? Văd, nu știu cum să zic, două suflete tinere. Cred că cele mai tinere din cei 8. Uh-huh. Cumva cei mai tineri membri ai familiei astea, spins așa. Foarte, nu știu cum să zic, bucuroase de dar. Primesc cu bucurie informațiile. Și pleacă împreună, adică îi mulțumesc și pleacă. Fica îi spune, bravo, mamă, știam eu că ești puternică. Adevărul e că mi-ai întrecut așteptările. Și zice să ne fie de bine și ție și nouă. Ea dorește să mai facă ceva? Nu, nu, nu. Nu, dar nici nu văd să aibă ceva... Bun. Care să iasă acum în evidență? Bun. Da. Bine. Ce-ți mai atrage atenția, Andreea? Ce fac ceilalți? Doar părinții, eu cam așa pe părinții. A revenit din nou tatăl ei? Da, sau e da, doar da. Mama aici? Nu, ambii vin așa din lateral și o îmbrățișează și apoi pleacă. E ca o recunoștință, ca o mulțumire de la unul la altul. Și apoi au plecat. Bun. Ea s-a, știi, dându-le lor informații, s-a și încărcat energetic prin mulțumirea asta de... Uh-huh. Și prin recunoștință. Ce fac? Ce fiul ei? Fiul ei e pe un scaun. E ca un scaun cu rotile și e tras într-un lift și urcat. Urcă într-o dimensiune, în ceva, nu știu. Bun. Unde urcă. I-a transmis informațiile, vreau să știu, da, cum l-a recepționat. Da. L-a recepționat? L-a recepționat, da, prin inimă. Uh-huh. Dorește să facă ceva cu aceste informații, să facă o curățare energetică sau... Da, păi s-a săltat undeva mai sus, la un etaj superior, și acolo își face procesul. Bun. Nu știu, nu avem noi acces. Nu avem acces. Bun. Una dintre nepoate, deci două au plecat. Cea mai mare. Da, nu mai văd, nu știu ce face, dacă face ceva. Nu mai am Bun. Acces la restul. Adică doar asta am văzut. Bun. Mai este cineva prezent? Sau au plecat toți? Au plecat și ea se... Încă se închide, dar își nu știu, întărește câmpul. Și întărește câmpul. Bun. La cât vibrează ea acum? 4.000. Cu ce corespunde asta în corpul emoțional? Împlinire, recunoștință. Îi spune, îi mulțumesc, îi mulțumește eului superior și le mulțumește sufletelor implicate care au colaborat și au ajutat-o în acest proces. Uh-huh. Este recunoscătoare, cu recunoștință. Bun.
alte vieți a avut ea pe Terra? Mm. 2005. De ce atât de multe? Au fost și paralele și este un suflet vechi pe pământ. A experimentat mult aici. Mm-hmm. Care a fost prima ei viață? Ne zice că acum 2600 ani, de fapt 2600 înaintea erei noastre, înainte de Hristos. O văd ca o felină pe ea, ca prima viață. E o pisică. Zice, da, sunt o pisică și o vedem, e o pisică frumoasă, așa, alb cu negru și stă pe lângă niște oameni, așa, dar nu e, știi, nu e de-asta domestică, dar stă într-o comunitate, așa, de oameni. Și eu zice, îi simt, îi observ, îi analizez, învăț de la ei. Sunt ca un transmițător și receptor de energie de la ei. De unde a venit? Foarte mulțumită de viața aceea. De unde a venit ea în prima viață pe Terra? Mă duce în a 8-a dimensiune. Și pare o planetă ce mi-arată. Bun. Cu multe animale. Sunt mai multe animale decât fel de oameni sau ceva. Seamănă cu oameni. Uh-huh. Vrea să mergem acum acolo? Da. Da. Când a fost ultima oară acolo? Acum 500 de ani. Când a făcut o pauză între, știi, între vieți. Uh-huh. Bine, hai să mergem acolo. Se transformă tot într-o pisică. Da, cu conștiința și cu conștientizarea de om, cu gândurile de om. Bun. Cum arată această planetă? Are un nume? Mi zice Omara. Suntem așa ca într-o junglă, dar culorile nu sunt atât de vii ca aici. Sunt mai fade, mai... Și aerul... Nu știu cum se pare, mai greoi, mai... În fapt, nu e mai greu, dar nu sunt eu... Suntem noi obișnuiți cu structura, cu... Da, e mai rară fia, de fapt, și atunci... Că atunci când ești în vârful unui munte și... Ce ne poate spune despre viața pe Omara? Îmi arată drumurile cum sunt așa în... Cum era mai devreme. Cercuri concentrice, spirale. Da, pleci... Cercuri concentrice. Pleci așa dintr-o parte. Dar e continuu, știi? Și te duci și în sus, ca pe un munte, dar și poți să și cobori mai în jos. Ce semnifică acest lucru? Că ai acces în ambele sensuri. În sus și în jos. Cum e spirala evoluției?
Cum se desfășura viața ei pe această planetă înainte să vină pe Terra? În libertate. Și nu fără pericol. Bun. Care este motivul pentru care a decis să vină pe Terra? Ce s-a întâmplat când a luat... După ce îți cunoști foarte bine casa, adică după ce își cunoștea casa de acolo, planeta aia, și după ce experimentase în diferite moduri și trecea la o nouă etapă, la o nouă, un nou tip de experiență. Și pentru că Pământul seamănă într-un fel cu acea planetă, a ales să fie ceva progresiv, cum să zic, familiar. A fost o alegere liberă, înțeleg. Nu a Da. fost forțată sau nu Nu. i s-a impus. Bun. Ce ne poate spune despre esența ei? Ca un cercetător, explorator, de fapt, care nu obosește niciodată și care are întotdeauna mereu curiozitatea și entuziasmul să vadă ce urmează, ce e dincolo de ce nu poți cuprinde pentru moment cu vederea. Și fără teamă de necunoscut. Când va încheia ceea ce dorește să exploreze pe Terra, se va întoarce pe Omara? Nu știu încă. Nu știu încă. Întorsul ăsta pe mare e doar ca... Spune dacă voi alege alt tip de experiență, probabil mă voi întoarce și pe pământ, tot ca simțindu-mă tot acasă cum mă simt și aici. Acasă e, poate să fie oriunde ești tu împlinit și în legătură cu tine însuți. Bun. Cu esența ta. Ea dorește să transmită informații despre experiența ei ca om aici pe Terra. Da. Bun. Ce alte ființe sunt acolo, Andreea? Căprioare, bizoni, păsări. Avem lacuri cu... Nu sunt mari, sunt doar porțiuni cu lacuri. Apare așa ca o apă cristalină cu pești colorați. Nu știu, totul pare așa în armonie. Și temperatura e o temperatură... Dacă se face un corespondent la 30 de grade, nu mai jos, adică nu sub 25 și nu peste 30. Bun. Bine, dorește să mai vadă ceva pe această planetă? Nu, zice că e ca o oază de... cu viață luxuriantă, cu... Energetic se poate încărca de aici, se poate odihni, se poate relaxa. Bine. Nu, nu. Să revenim pe Terra. Bun. Cum se simte acum? Bine. Spune că frumusețea e oriunde în jurul nostru, depinde cum privim și oamenii și natura și cum dăruim, cum ne creăm
spațiu, cum ne creăm relațiile, ce ne atragem prin gândirea noastră. Uh-huh. Mă las să vorbesc cu ea, Andreea. Uh-huh. Bine, conectează-te. Bună. Bună. Cum te simți? Bine. Cum ți s-a părut acest proces pe care l-ai făcut astăzi? Sincer, m-am surprins pe mine, însă nu știam că... Uitasem că pot să fac atâtea lucruri. A fost foarte frumos. Mai ai alte interferențe în acest moment pe care le poți... Nu, văd nimic, nu. Mm-hmm. Este altceva ce ai putea lucra, rezolva acum și pentru care să fii pregătită? Sunt pregătită să mă bucur de viață. Bun. Mm-hmm. Spune-mi, cum vezi tu din acest plan din care îmi vorbești, numărul vieților tale pe Terra? Câte vieți vezi tu? 2000. 2000. Și care a fost prima viață pe care o vezi tu din acel plan din care îmi vorbești acum? Prima sau prima ca om? Prima. Prima, când ai venit, mm-hmm, pe Terra. Da, eram o pisică. Mm-hmm. Vreau să știu cum ai reușit să ai atât de multe vieți în atât de puțin timp. La început aveam mai multe vieți paralele în același timp. După care, aia, care e motivul? Le-am redus. Capacitatea mea energetică și informațiile mele erau mai proaspete, mă, și erau mai puternice de spre materializare, spre în timp s-au pierdut sau am ales eu să nu mai am atât de multe concomitente. Bun. Partea ta conștientă vroia să știe ce misiune are în această viață. Să fie, să dăruiască prin ea însăși. Prin a facilita oamenilor deschiderea spre viață, spre bucurie. Ea bucurându-se, îi poate influența sau ajuta și pe alții să se bucure prin orice tip de ajutor. Cum se va desfășura viața de mai... La ea, de la ea la copii, la nepoți, la prieteni, de la ea spre mulți. Ea nu vede și voi nu vede și nu înțelegeți că prin voi curge energie din afară și din interior, așa un ciclu, și că voi dați prin simpla prezență și prin simpla intenție. Răspândiți informații și lumină. Bun. Este un mesaj pe care dorești să-l lași părții conștiente? Da, să-și lase și inima, dar și mintea deschise, așa cum sunt în punctul ăsta, să le mențină așa și să-și asculte și inima și mintea deopotrivă.
Ele sunt conectate și o pot ajuta să-și ducă următorii ani din viața actuală în liniște interioară. Și suportul emoțional față de copii, asta emisiune de acum încolo. Copiii nepoți. Cum se va desfășura viața ei, ca Maria, cu noile condiții obținute în sesiune? Ca o copilărie liniștită. Bătrâneța e tot o copilărie și ea, în felul ei. Da, cu mai multă înțelepciune, cu mai mult bagaj conștient, informațional. Dar prospețimea inimii se reia. Inima întinerește, de fapt. Bine. Mulțumim pentru informații. Andreea, deconectează-te. Ne zis la toți, mergeți cu bine. Sau acționați cu bine în ceva, nu știu. Bine. Maria vrea să mai verifice ceva în această sesiune? Nu, ziceți că vrea să meargă să se relaxeze. Și-a adunat informații și a muncit. Acum e timpul să se bucure de roade. Bine, mai verifică eu odată corpul energetic. Da, e în regulă. E luminos, așa, colorat, pastelat. Și ADN-ul? Și el e uman complet. Bine. Este pregătită să încheiem această sesiune? Da. Ne-a îmbrățișat și își deschide portalul și pleacă. Bine. S-a închis. Bine, deschideți și tu un portal. Să-mi spui când ai ieșit? Gata. Bine, deconectează-te acum de tot și de toate, eliberează-te de orice rezidu energetic din această sesiune. Număr de la 1 la 5 și tu te întorci în timpul prezent. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor, îți simți corpul liber și ușor. Te simți bine și senzația este minunată. 2. Simți o senzație de liniște și de pace, de bunăstare care curge prin tot corpul tău. 3. Îți ridici frecvențele la valoarea ta ideală și simți cum corpul tău se încarcă de forță și de energie. 4. Te simți bine? Liberă, energică, puternică, plină de entuziasm. 5. Deschide ochii. Maria, poți pune căștile și activa microfonul? Cum te simți, Andreea? Obosită. Dar bine. Ne auzi, Maria? Da.
Aud. Cum te simți? Mă simt bine, să știți. Așa parcă mi s-a răcorit un pic corpul și mă simt mai ușor. Ai simțit ceva pe parcursul sesiunii? Tocmai asta, așa parcă ceva mi s-a luat piept și că pot să respir mai liber. Te-ai regăsit în sesiune? Da, un pic la început m-a derutat, așa nu ce să înțeleg, dar pe parcurs totul s-a lămurit. Bine. Știi că trebuie să-ți lași o perioadă să metabolizezi informațiile Da. astea, să se integreze, și să ne ții la curent cu ce schimbări Absolut. intervin în viața ta. Am să-ți trimit imediat înregistrarea sesiunii. Spune-mi dacă vrei să o publici. Da. Vrei să o publici cu fața acoperită sau descoperită? Le întreb pe nepoate. Da, Tu trebuie să decizi. acoperiți-o că Bine. nu știu. Bun. Ne vom lua acum la revedere, dar să mai rămâneți online. Mulțumim pentru sesiune și pentru Eu vă mulțumesc informații. foarte mult. La revedere și o zi La frumoasă. revedere. La revedere. La revedere.